Cel care face mai puțin cât el o să facă 10 flotări și la final câștigătorul va pleca acasă cu un premiu. Băi, gata, am ajuns și la ultimul challenge decisiv. Ia vedeți cu nebunia. Panică. Răsturnare de situație. Cu fraierul ăsta cred că mă iau. Ai grijă. Te-ai pus păciuci. Ai grijă că sunt soldat azi. Salut, eu sunt Teo și astăzi o să fim soldați pentru 24 de ore. Cu viețile mele aici pe stânga. Dacă mă supără, îi chem pe cimeni și speri. Mamă, ăsta e ghost ăla din Call of Duty. Am ajuns și aici, sunt cu Dima și cu Montrei, după cum v-am obișnuit. Suntem într-un poligon autorizat de Airsoft și anume Army Zone din Edenland. Le mulțumim foarte mult pentru oportunitatea pe care ne-au oferit-o în această zi. O să avem pe parcursul zilei niște challenge-uri pe care o să le facem fiecare și cel care face mai puțin decât Luca, un fost coleg de-al meu de liceu, care a văzut clipul lui Montrei și a zis: "Bă, veniți, bă, să vă arăt eu ce înseamnă instructa și astea." Cine face mai puțin decât el o să facă 10 flotări și la final, aparent am aflat și eu acum, câștigătorul va pleca acasă cu un premiu. Nu știu ce premiu. O mașină, sper că un AK. E o surpriză din partea celor de la Airsoft ieftin și hai să vă trec acum prin toate challenge-urile să vedeți ce o să facem astăzi. Și hai să-i dăm că suntem soldați. Bun, deci avem aici un tabel, ne-a scris cu Instagram-ul fiecăruia aici. Și o să avem în total 5 probe, pistol, pușcă și să tragem și cu arcul. Cu arcul, la tir cu arcul. În gură strag. Eu credeam că mergem cu tirul, dar de fapt e tir cu arcul. Îl tragem cu arcul. Pe Tudor. O să-i dăm drum cu primul challenge, pistol clasic. O să folosim un pistol de top, Tokyo Marui, Colt 1911 Elite Warrior. Ce-i ăsta? Mamă, nebunie. Da. Deci era de pe Call of Duty, că eu mai practic jocuri de-astea. Tot ce mai folosim joc noi la Army Zone de la băieții de la Airsoft ieftin. O să avem 10 biluțe fiecare, cine înscrie cele mai multe, câștigă. Asta e. Da? Și cine înscrie mai puțin decât tine, 10 flotări. 10 flotări. Dacă nimerești 10 de-alea, te bat. Dacă mă enervez cum mă enervez și la jocuri, deja le-am murit toți. Dima pregătește flotările că... Asta e un grup, să zic, mediu al meu. Mediu? E un pistol nou. Le-ai dat toate în mijloc, mâncate. Știu. Pregătit să pierzi? Nu... Pregătit să pierzi? Pregătit să pierzi tu, că eu câștig. Haide, deci începe Montre, că aparent l-a trecut pe el primul pe tabela. Hai să vedem ce face. Băi, nu e pistolul meu de acasă, dar voi încerca să fac treaba bună. Îi dau aici? Da. Oprește-l, bă! Îmbrăj. Hai, că avem Montre să strige aici poligonul, mâncate-și. Băi, o să avem un scor eu aici de-aș că nu înțelege toată lumea aici. Că se pune 5, că vezi, am atins verdele. Cred că a dat într-o rânduță. Ia să vedem. Mamă, cel mai prost, mă, mâncate-și. Bă, Montre, tu ai coduri, mă, mâncate-și. Luca, te-am dezamăgit, fratimiu. Cum ar fi să dea în sfoara aia? Mama, ai văzut cum a ricoșat aia? Băgați-vă dracu cu copiii în casă. Da, adică... Oh. Bă, mâncați-și. Bă, stai, mă! O, te ok, ești cam mine. Ești cel mai șau, ești de bun. Băi, deci scorul e așa, 84 eu, 12 Dima, Montrei 39 și Luca 43. Deci toți trebuie să facem 10 flotări. S-a terminat. Eu plec cu febră musculară de aici, că de când am mai făcut și un antrenament, mâncați aici, cred că a trecut o viață. Ce credeți, mă? Știi că dacă m-a luat pe mine, te-a luat și pe tine. Și cred că l-a luat și pe mine. Stai că vedem acum, fii atent că ne luăm umilință, ești nebun? Foarte bine. Ia dă-i, bebe, ia dă-i. Spre deosebire de voi, Bronaru! Știu să tragă. Uite, mă, o soldată adevărată, birea mea. Deci, băieți, am terminat pistolul. Este una dintre cele mai bune replici de airsoft de pe piață. Ce anume asta? Bro, skin-ul ăsta l-am pe Warzone, ești nebun la cap? Mm-hmm. Mamă, eu mă mut aici. Mamă, cât de tare e! Hai să vedem, o să o folosiți. Mm-hmm. Iar facem plătări. Merge. Foarte bine. Cred că mă întrebeam, face plătări. Mamă! Hai să vă dau o bombă, Montre a tras mai bine decât Luca, frate. Ia uite-l pe șaua aici ce e. Câștigul câștig. Păi e clar cine câștigă, stai că mie că-ți dau cu asta în cap, că mă super, că eu softicos. Bă, nu știam eu de ce nu merge, eu țineam ochiul stâng, mâncați. Până acum e bine pentru noi, Dima. Am tras mai multe, cred. Cred că a tras mai multe. A tras 15, a tras 15. Nu, sunt 10. 1. 9.
Asta e ultima. Era. Mai bine decât mine. Cred. Eu așa zic. Păi uite, a spart 5 ăla aici, nebun. Ba, mă vagă impresie că iar o să fiu cel mai prost. Nu mai fac niciun challenge ăsta. Să mor, dar nu intru în depresie. Hai jos. Jos. Bălba pe ăsta. Jos. Mă. Culcat. Că articulațiile alea gem, Dima. Ah! Mamă, mamă, mamă. Hai că următoarea faci tu flotări, nu știu cum să zic. Nu cred. Eu așa cred. Cam asta e tabelul până acum. Uitați scorurile. Bun, următoarea provocare. Vom trage în 10 ținte care se vor aprinde automat, de unele singure. Avem doar 10 biluțe. Deci fiecare ratare va însemna un cost. 100 de lei. Poate. Bun, deci nebuniile astea o să se aprindă ele de nebune și noi trebuie să le nimerim. Te vom face onorurile. Da, frate. Start. Stand by. Băi, ești nebun? 10 din 10, 6, 8. Eu nu nimerez niciuna. Stand by. A, și poți să tragi gen de... Nu prea, că e la rămas fără. La rămas fără. Aaa, deci păi n-ar trebui mai multe? Hai că ar trebui mai multe! Păi eu nu știam că mai multe bile, eu am tras așa. De ce bile am zis? Nu mai vreau să mai dăm una. Bro, ai nimerit 8 din 10, mă, e la mișto, ai rupt. Nu mai dăm una, bro. Bă, nu mai dăm una! Bă, serios? Eu credeam că... Tu ești pregătit? Deci stai așa. Nu, gata, mă, deci ca la CS. Bam! Stand by. Bă, gamiaș! Nu! E greu cu pistol, frate. No, no, nu, bă, gămești. Bă, ce moftic, bă, nu. 8 din 10. A, l-am luat pe 3. Ce, 42. Ia, jaule, ți-am zis că faci flotări. No, fapt, toți facem flotări, mâncați, zici că ne-a rupt Luca. Când ești pregătit, de fapt. Ah, că star dau când vreau eu. Stand by. Hai, jaule, te vedem. Mamă, să-mi vină o daia în gură. Gata. 6 3 30. N-am măcar ăsta să piară. Păi și ce facem acum, Luca? Trebuie să ne punem pe burtă? Să vă puneți pe burtă, exact. Băi, ești de bun. Ia-o-s gură. Tu ce zici, bro? Mă bați? Mă pun. De unde? Să vezi ce te bat eu. Bun, Teo, deci în felul următor, ăsta e un pic mai complicat. Avem 120 de bile la dispoziție, să dăm just 10 ținte contra timp. Aha. Cine dă cel mai repede câștigă, clar. Hai, i-am dat. Aha, aha. 19 secunde. Ca să poți să te miști bine, nu? De 2-3 de încălzire. Stai. Că, și ăsta unde ar trebui să-mi trec? Nu poți să-l dai mai în față? Ce anume? Îmi cam intră în față. Gata. Fuuu, și-a rupt John-ul! L-a luat? L-am luat? 19.02 am dat. Fuck! Gata, bro, eu sunt pregătit, să știi. Bun. M-am pus cam pat, ești nebun? Incredibil. V-am pupat! V-am pupat, băieți! Bine, mă! Deci, incredibil. Băieții au făcut 19 și eu cât am făcut? 18. Bă, s-a prins de schemă! Care schemă? Nu zic, bă, care schemă? Am dat drumul. Plus 5 secunde penalizare. Ma. Băi, nu știu cum să vă zic, dar acum faceți doar voi flotări. Da, mă, ești mă. Niciun, nu mă mai lua cu de-astea, că las camera și te pleznesc. Mai avem mai unele, mai de data trecută. Mai avem toți 3 de făcut câte 10. Go! Aia zic. Băi, gata, am ajuns și la ultimul challenge decisiv, ia vedeți cu nebunia asta. Băi, aparent acum cel mai greu challenge, dar și cel mai amuzant, nu? Nu. No. Nu știu ce să zic, chestia asta e cam veche, voi sunteți cam noi. Mamă, ne-a rupt mâncați ăștia. Dă-i timp.
Mamă, ne-a rupt, băi, ne-a rupt. Bă, ce faceți, mă, v-a spus pe furat? Nu merge, pasă-mă ambreiajul ăla. Pasă. Bă, ce ambreiaj, mă, Montrei? Unde-i, bă, trapa? Are panoramă asta. Mă bag și aici în portbagaj, ca la jocul. Scoap pistol. Bă, are 300.000 de kilometri. Mamă, ce nenorocire. Băgăm flash-uri, dă-i cu flash-ul. Hey. Hai că flash dacă e. Nu vă spărați cât luați până la București. Bă, dar cum dau drumul la mitralieră? Trebuie să stea unul în spate, nu? Vere, e hapciugă mitraliera asta, nu cred că funcționează. Bă, dar nu-i corect, că noi tragem cu arcul de bărbat și Dima are pussy bow. Fără ce mai mare, ăsta e mai mare, e de stângaci, e mai ușor. Hai, hai vedem cine câștigă challenge-ul ăsta. Păi tu cu pussy bow. Pussy style. If she wins, she wins like a pussy. Hai, Johnule, tu dai startul. Zici că-s din Edel și Edi. Eu dau startul. La șmecherie. Vezi cercul ăla galben fix la de mijloc? Pe ăla n-o să-l iei. Mai tare, mai tare, mai tare, mai tare, mai tare. Ce-ai de pussy bow, da? Where's your manhood? Fuck. Bun început. Hai, Montrei, tot așa. Nu e bine. Nu e bine, s-a panicat și au. Te duce de repă tot avansul, Montrei. Păi nu e bine. Păi e bine. Aolo! Panică, 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 panică. Răsturnare de situație. Tremură una, un cut. Da, păi, nu prea-mi place corpul ăsta. Mar. Bun. Acolo da, așa da. One eternity later. Hai, Johnule, ultima. Bun. Bun asta, Odion. Hai să vedem câte avem. Doamne ajută. Deci la punctaj. 9 cu 8, 17. Cu 14, 31. Cu 3, 34. Cu 2. E ăsta, 36. Cu 5, 41. Cu 4, 45. Cu 1, 4, 6 și cu 0, 4, 6, Montrei. Ce zici, dragule, de acest? Mi-e plac pistoalele. Mamă, ronțăie și stomacul de emoții, mâncați-și. Deci dacă dau 64, 65 pe acolo, îl iau pe Montrei. Hai să vedem. Foarte bine. Bun. Un 6, direct, bravo. Perfect, bine, bravo tău. Guys, Montrei is going down. Perfect. Foarte bine. Da, numai deja. Doamne, zici că sunt la campionat mondial, mâncați-și. Aolo, 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 unde fugi, fă? Bune! Cred că e la de 15, Teo. Tele pastea pe lângă, că trebuie să-l bați pe Montrei, nu pe mine. Ia, hai să vedem. Mamă, am dat în mijloc! Am dat fix pe linie, în mijloc. Se pune? Da, amândouă. Amândouă? 30 de ordonare. Bine, 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 și cu 3, 85. Tu ai dat? 88. Ba, bravo, bravo, te uțule. Bravo, 85. Hai să vedem ce face și iau, poate dă numai bullseye. Hai, Dima, că poți. Dacă te descurci foarte bine, ai șanse. Mamă, nu mă mai entuziasmați, bă. Hai, bă, secretul e să nu ții tare în tensiune, că după aia încep să tremuri. Că-i heidi, fața. Zici că e indian de ăla. Ia, fă, Dima. Păi uite cum te prinde cum... Te mai lasă 5 minute, iar te prinde iar. Iar te prinde, iar te ia. Hai că nu mai bullseye n-ai dat. 7, 7, 14, 20, 26, 31, 38, 44, 53 și cu 0. Te-a luat șaulă. Te-a luat șaulă. Hai să vedem acum. În 2020 se folosesc armele, nu arcul, așa că nu mă oftic deloc. Eu trag cu arcul, știi de ce? Ha. Că mă cheamă Marco. Băi, acum e acum, deci vă că am calculat la Montrei, are 253,46. Mai avem de calculat la mine și la Dima. Ia să vedem. 200. Bă! Cum? Mamă, ce mi-a făcut, deci am câștigat? Hai să vedem, la Dima. Să vedem la Dima. Ia să vedem. Ișmergită iubirea mea. Și acum ia, arată-ne premiul, bro. Șaule. Nu mă așteptam să pierd la două probe, dar asta e înfrângere, înfrângere. V-am spus, băieții de la Airsoft Ieftin s-au bucurat că v-au chemat aici. Și premiul acordat către Teo Zeciu de către Airsoft Ieftin este... Băi, ești neproapră, de ce-am pierdut? Ce mișto e ăla, cred că-l iau și-l furi. Nu-l furi, nu-l furi, mamă, cât de tare e. Este un revolver cât mai realistic posibil. Mamă, cât de tare e, nu-mi vine să cred. Hai să vedem cum îmi stă cu el, ia. Da, mamă, cât de rău. Să mă urmărești cu el afară așa la brâu. Fără mișto. Fără mișto. Da, și mă prinde poliția, mă bate.
La revolver e clasic, e jos, a, ca pe vechi. A, nu știam, mamă, cowboy gen. Și din nou armat. A, băi, ești nebun, de fiecare dată te dau de asta. Băi, cam asta a fost și vlogul, sper că v-a plăcut, sper că v-am să zâmbe pe buze. Aparent eu sunt cel mai bun soldat. Aveți ceva de comentat sau vă bat? Eu n-am mai văzut starcă război. Băi, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, să lăsați un comentariu, să vă abonați la canal, să ne dați un follow pe Instagram și în caz că vreți să veniți și voi să trageți aici, o să las linkul jos în descriere, de la rețelele de socializare ale Army Zone-ului, să zic așa, și de la Airsoft ieftin în caz că vreți să vă cumpărați o armă ceva. Eu am fost Teo, gură de miel a fost Motre care e pierzător, Dima măcar e pașnic, el înțelege că nu le are. El a fost Luca, căruia îi mulțumim că ne-a invitat aici, un fost coleg de liceu. Vedeți, mă, legăturile se reiau și după liceu, deci nu se pierd toate. Nu uita până data viitoare cu zâmbetul pe buze și la fel de fericiți. V-am pupat, pa pa.